Vești îmbucurătoare vin însă de la ministrul educației. Sorin Câmpeanu a anunțat că a fost depășit pragul de 15% elevii vaccinați după ce 4500 s-au imunizat în ultimele 5 zile, 2500 din categoria 16-19 ani și 2000 din categoria 12-15 ani. În schimb, situația în rândul profesorilor este destul de delicată. Ministrul a dezvăluit că puțin peste 8000 de profesori s-au vaccinat în perioada verii la nivel național. Am depășit pragul de 15% elevi vaccinați. Este vorba de un progres important, de 4500 de elevi vaccinați în ultimele 5 zile. Sunt mai mult de 2500 de elevi din categoria 16-19 ani și aproape 2000 de elevi din categoria de vârstă 12-15 ani. O concluzie interesantă, extrasă din ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână, este următoarea. Una din trei persoane vaccinate la nivel național cu vaccinul Pfizer este elev. În ceea ce privește raportările privind numărul profesorilor vaccinați, ministrul a admis că progresul este foarte mic. De la raportările din mai până la cele din septembrie, doar puțin peste 8000 de angajați din învățământ s-au vaccinat. Mai mult decât atât, Câmpeanu i-a dat exemplu pe elevi. În ultimele 10 zile s-au imunizat 9000 de elevi comparativ cu 8000 de profesori din mai până în prezent. Avem peste 193.000 de persoane. Într-adevăr, progresul este foarte mic, pentru că la ultima raportare am avut 185.000 de persoane. Puțin peste 8.000 de persoane angajați în sistemul de învățământ, vaccinați pe perioada de vară. Progresul este foarte mic. În același timp însă, 61% înseamnă mai mult decât dublu mediei naționale și arată interesul pe care profesorii l-au avut pentru vaccinare. Elevii ne dau un exemplu foarte bun. Gândiți-vă că pe toată perioada de vară am avut peste 8.000 de cadre didactice vaccinate. În toată perioada de vară. În ultimele 10 zile am avut 9.000 de elevi vaccinați. Deci mai mulți elevi s-au vaccinat în ultimele 10 zile decât angajați din sistemul de învățământ pe parcursul lunilor iunie, iulie și august. În mai multe localități însă școala nu va începe luni. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că 12 localități au depășit rata de infectare de 6 la 1000, iar 2400 de elevi nu vor începe luni școala cu prezență fizică. Potrivit acestuia, este vorba despre 6 localități din Satu Mare, 2 din Arad, 2 din Sălaj, una din Teleorman și una din Dolj. Ordinul comun Ministrul Educației, Ministrul Sănătății prevede că ziua de vineri, ziua de astăzi, este zi de referință pentru scenariu aplicat pentru întreaga săptămână care va începe luni. Astăzi avem 12 localități care, din păcate, au depășit rata de infectare de 6 la 1000. Este vorba de 6 localități în Satu Mare, de 2 localități în Arad, de o localitate în Sălaj, de o localitate în Teleorman, de o localitate în Dolj, care au depășit rata de 6 la 1000. Numărul total al elevilor care învață în aceste localități este 2400. Este vorba de mai puțin de 1 la 1000 din numărul elevilor din România. 2400 de elevi învață în aceste 12 localități și, din păcate, nu vor avea șansa participării cu prezență fizică începând de luni